Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 15-21 martie 2020 pentru zodia RAC. Să vedem cum vor sta raci în această săptămână din toate punctele de vedere. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toată implicarea, pentru toate like-urile, pentru toate comenturile și pentru că v-ați abonat canalului meu. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care mă urmăriți și încă nu v-ați abonat, ar fi foarte frumos din partea dumneavoastră, dacă vă place cu adevărat ceea ce fac, să vă abonați, să fim în număr din ce în ce mai mare. Bun, haideți să vedem în această săptămână ce va fi și cum va decurge. La prima vedere aveți și unele arcane majore, ceea ce înseamnă ori niște schimbări foarte importante în această săptămână, ori niște situații importante. Bun, văd aici că depășiți niște probleme, niște obstacole pe care le-ați avut. Fie ați fost, având în vedere că este acest virus, coronavirus, care a apărut și se cam extinde peste tot, tind să cred că unii dintre dumneavoastră ați fost în carantină sau cumva blocați în locul în care erați, mai ales ați fost departe de casă, pentru că am și drumul aici, văd că ați fost blocați acolo în locul respectiv și acest lucru v-a adus foarte multă nesiguranță. Nu știați ce să faceți, ce se va întâmpla, dar din câte văd nu v-ați dat bătut sau bătută și nici în continuare nu o să faceți acest lucru. Văd aici că vă depășiți problemele, obstacolele. Poate sunt unii dintre dumneavoastră care în această săptămână întâmpinați probleme abdominale sau intestinale sau poate aveți deja aceste probleme. Nu exclud nici durerile de cap sau probleme cu vederea. Mai ales că aici mai avem și luna, care lucrurile sunt neclare, sunt întâmpinați niște probleme de sănătate, mici blocaje, dar asta nu înseamnă că nu veți reuși să le depășiți. Ba da, o să reușiți, doar că probabil veți trece printr-o perioadă puțin mai plăcută, să zic așa, mai neplăcută, mai puțin plăcută. Dar asta nu înseamnă că nu veți depăși și nu veți rezolva lucrurile. Văd o evoluție foarte pozitivă. Unii dintre dumneavoastră munciți exact în domeniul care vă place foarte mult și acest lucru vă aduce o mare siguranță, o mare împlinire, mai ales din punct de vedere financiar, dar nu numai. Vă place foarte mult ceea ce faceți și acest lucru vă aduce o mare siguranță, o mare stabilitate. Văd că vă gestionați foarte bine bănuții și o să aveți o stare de bine, o stare de mulțumire, mai ales dacă întâmpinați unele probleme, exact cum v-am spus, să fiți blocați într-o carantină sau la domiciliu, nu o să vă faceți probleme vis-a-vis de că nu o să aveți ce pune pe masă sau cum o să vă descurcați, pentru că o să aveți. În cazul în care vorbim de relații sentimentale, văd că aici e o relație foarte puternică între RAC și LEU. În cazul în care sunt dintre dumneavoastră care veți partener, partener în zodia LEU, să știți că aici văd o armonie, o împlinire din punct de vedere emoțional. Văd că obțineți ceea ce vă doriți din această relație. Și chiar depășiți unele momente în care ori dumneavoastră, ori partenerul, partenera dumneavoastră, da, partenera sau partenerul dumneavoastră ați fost mai orgolioși sau ați fost mai egoiști, v-ați dorit ceva mai mult pentru dumneavoastră. Văd o evoluție foarte bună în această relație. Lucrurile tind să evolueze chiar foarte bine, să avanseze, lăsați trecutul în urmă. În unele cazuri, aici mai putem vorbi și despre nevoia asumării unor responsabilități. Tind să cred că poate aveți discuții despre
O căsătorie, poate vă doriți să vă căsătoriți, poate doriți să vă mutați împreună, poate unii dintre dumneavoastră doriți să întemeiați o familie. Apar discuții noi în această săptămână legate de partea emoțională, de partea personală, să zic așa. Multe discuții foarte plăcute cu partenerul, partenera. Exact cum v-am spus, vorbim despre căsătorii religioase, vorbim despre noi începuturi, întemeierea unei familii, asta în unele cazuri. În cazul în care nu aveți o parteneră sau un partener, să știți că o să aveți parte de un început. Există această posibilitate, deși în unele cazuri văd acest început cam riscant. Fie de la o relație de poate ați fost amant-amantă, ajungeți să trăiți o poveste de dragoste și să vă gândiți la întemeierea unei familii. Dar de ce pare un pic riscantă? Pentru că automat vă este frică de viitor. Dacă ați fost cum să vă explic? Dacă ați fost amanți până să deveniți soț și soție sau să duceți relația la un nivel, cu siguranță vor apărea neînțelegeri, o mică neîncredere aici, că dacă ați pornit de la acest nivel pe viitor, o să vă gândiți că dacă noi am ajuns să fim așa din amanți, am devenit iubiți, dacă greșim, ori tu, ori eu pe viitor și călcăm iar pe alături. De asta pare un pic riscantă această relație în unele cazuri. Da, dacă vorbim de un loc de muncă, văd aici că așteptați un răspuns unii dintre dumneavoastră. Se amână ceva, probabil din cauza acestui virus. Tind să cred că din cauza acestui virus, pentru că văd multe blocaje în această săptămână. Încercați să vă controlați toate emoțiile, nu știu, să vă gestionați foarte bine stările, pentru că se pare că un drum se va amâna în această săptămână. Aveți o limită, anume nu aveți voie să depășiți acea limită sau nu știu, este vorba despre o așteptare a unui răspuns sau a unei rezolvări care este destul de apăsătoare sau cel puțin așa o simțiți. Dar rezolvarea va veni. Văd aici o comunicare foarte bună, mai ales dacă aveți de face cu persoane zodia Taur, nu exclud nici zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, predomină foarte tare la dumneavoastră în talare berbecii și leii, să știți. Dar și raci nu exclud dacă sunteți rac să aveți un partener sau o parteneră tot în aceeași zodie sau să aveți o prietenă sau un prieten foarte bun să fie în aceeași zodie ca dumneavoastră. Deci nu exclud nici aceste combinații. Veți rezolva. Deci o să depășiți. Numai că trebuie să mai așteptați un pic. Cam 2 săptămâni mi-apar mie aici, să știți. Începând cu această săptămână, mai puneți încă 2. Trebuie să mai așteptați un pic, dar apoi lucrurile vor fi mai bune, să știți. Pentru că eu văd aici o înțelegere foarte bună, rezolvări foarte bune care vor veni și noi începuturi foarte bune, care o să vă aducă foarte multă armonie, foarte multă liniște, foarte multă înțelegere. În unele cazuri, și pe lângă aceste lucruri, să știți că văd aici o creștere semnificativă a situației financiare, o îmbunătățire în unele cazuri. Și din punct de vedere sentimental, aici e posibil ca ori dumneavoastră să dominați o anumită persoană, ori o anumită persoană din viața dumneavoastră să vă domine și cam încearcă să vă controleze, nu știu, vrea să cunoască totul la dumneavoastră, dar nu numai. Ori face acest lucru pentru că este foarte dominatoare și mai posesivă, mai geloasă, ori pentru că este o persoană mai îndrăzneață, mai curajoasă, este mai, cum să vă explic, așa este felul acestei persoane de a fi. Dar să știți că este și o persoană foarte generoasă și foarte protectivă și foarte galantă. Aici mai putem vorbi și despre o persoană foarte hotărâtă, foarte matură. În cazul în care vorbim de relații, vorbim de o relație foarte, foarte matură, foarte puternică pe viitor și din punct de vedere social, la muncă sau din punct de vedere financiar, tot așa, văd o siguranță foarte bună pentru că m-ar veni dominați această situație, indiferent
ce situație ar fi, sunteți peste, adică sunteți o persoană foarte puternică și chiar veți reuși în ceea ce vă propuneți. În alte cazuri, poate veți avea de-a face, nu știu, o persoană superioară de la locul de muncă vă poate aduce o împlinire aici, o liniște din toate punctele de vedere. Vă ajută într-un fel sau altul, vă este alături și vă ajută să, nu știu, să vă împliniți ceva, pentru că aici văd foarte multă fericire, foarte mult, vă ajută foarte mult, poate să progresați, poate vă avansează la locul de muncă, pentru că de câte văd, mulți dintre dumneavoastră vă implicați foarte mult, munciți foarte mult și vă iubiți ceea ce faceți și de aceea o să fiți remarcați la un loc de muncă sau într-o anumită afacere. Și văd discuții serioase aici, mai ales între dumneavoastră și o persoană în zodia Taur sau berbecleu săgetător. Discuțiile pot fi de a evolua o relație, indiferent de natura ei, sau de a începe o anumită relație, tot așa, indiferent de natura ei, oricum ar fi, o să fie foarte bine pe viitor. Numai că trebuie să aveți grijă, totuși, să nu fiți dominați de aceste persoane care vă apar în viață în această săptămână, pentru că văd și foarte multe începuturi. Vă inspiră foarte mult încredere această persoană. V-am zis, fie că vorbim despre relații sentimentale, fie că vorbim despre noi contracte de muncă, trebuie să aveți și o oarecare reținere aici, pentru că, adică să luați în vedere și că vă asumați un anumit risc aici, adică poate fi bine sau nu. Dar lucrurile vor evolua pozitiv. Vom vedea de săptămâna viitoare încolo ce se va mai întâmpla. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să-mi lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare privată, lăsați-mi un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Eu vă doresc mai bine în această săptămână și ne vom revedea curând. La revedere!